Olar, Lungu, Bâtea, respectiv Podor, Onito au fost marcatoarele din această partidă. România a jucat în următoarea alcătuire: Părăluță, Comirciuc, Giurgiu, Borțan, Corduneanu, Ficțoi, Vătavu, Ciolacu, Voicu, Olar, Lunca, Gania, Borobași, Sinco, Gorea, Bâtea și Ambruș. Mă bucur că am reușit să câștigăm, sigur că mă bucură și scorul, dar în primul rând mă bucură jocul. Am reușit să facem un joc foarte bun de apărare. Ungaria a avut puține oportunități de a înscrie, în schimb noi am văzut, pe lângă goluri înscrise, am avut câteva ocazii și am reușit să alternăm jocul de posesie cu contraatacuri foarte rapide care au dat o eficiență foarte mare jocului nostru. Următoarele partide oficiale ale României vor fi contra Macedoniei în 21 august, Spaniei 13 septembrie și Estoniei 17 septembrie.